Salut! Sunt Kiki Merco. Am început să filmez acum puțin un vlog pentru a vă prezenta ce o să urmeze, sau nu ce o să urmeze mai exact, ce va urma să fie în curând pe YouTube. Este vorba despre un proiect special 2018, adică seria proiectelor speciale, din care acest filmuleț este audio, mă refer audio ceea ce am făcut cu ca teatru, doar că vreau să fac acum un videoclip, să intre imagini și videoclip, că sunt și poze. Este legat de vlogul acesta, între a vă spune ce se întâmplă legat de teatru, că am făcut un fel de teatru. Și în acest moment i-am făcut niște filmări și pe teren, în care vor apărea în cadrul acelui piese de teatru, în care am jucat eu un rol, dar mai mult o să auziți pe fundal, nu pe fundal, pe fundalul de clip, ci o să auziți pe audio în curând cum a fost făcut. Că ideea este că eu încerc acum să fac un videoclip pentru acel audio, pentru stați un pic, am un colapsus. Deci un aud am făcut o, deci am făcut o înregistrare audio de teatru, la care inspirația respectivă îmi vine acum, pentru că eu în momentul acesta filmez un clip pentru teatru, pentru piesa de teatru care l-am făcut cei drept din 2017, deci să vă reamintesc, această piesă este încă de acum un an de zile aproape, deci de un an, când noi suntem în 2019, iar aia s-a făcut în noiembrie 2017, cam de atunci s-a făcut. Și m-am tot sucit, m-am tot gândit ce să fac. Ideea este că hai să vă explic puțin mai clar despre, sau nu mai clar, mai detaliat un picuț, legat de vlogurile respective cu proiectele speciale. Asta cu proiectele speciale 2018 este legat de proiecte, de niște serii de proiecte pe care, bineînțeles, le-am lăsat un pic în urmă și m-am gândit, zic, hai să fac ca un fel de gen din 2018. Că am câteva filmări făcute de ani trecuți și voi face așa ca un fel de, așa am numit eu proiectul ăsta, de fapt. Mai permanește. Și vreau ca să înțelegeți că vor fi postate mai în fiecare zi, dar asta, bineînțeles, după funcție de timp. Și, bineînțeles, o să și punem, să vă explic în detaliu despre ce va urma. Acum, din al treilea episod, deci asta este episodul 3 din seria proiectelor speciale, la care filmez, la care se întâmplă la ora actuală să se filmeze pentru vlogul pentru vlogul de teatru, pe care piesa de teatru este făcută și pe baza personajului, unde ceea ce menționează este filmat. Bine, este filmat nu neapărat ca personajul respectiv să apară în cadru. Și asta să ne înțelegem. Nu apare în cadru personajul.
Personajul care îl aude în fundal va apărea ca niște, deci aia sunt niște secvențe, niște cadre speciale pentru filmuleț, pentru teatru, pentru piesa de teatru, mai exact, pentru piesa de teatru, pentru care eu am făcut de 2017. Și ca să nu apară numai audio, adică doar o imagine, veți vedea oricum, veți vedea pe parcurs ce va urma. Deci acum am fost pe teren și acum urmărim în studio ce se poate face. Deci în curând va apărea această piersă la care încă nu are nume, se va stabili, nu are nume, dar o să încerc să fac piersa aceasta să fie puțin mai interesantă. Pentru că m-am gândit ca personajul respectiv să aibă un. Deci, ceea ce spune personajul este din ceea ce spune personajul ca scenariu. Va apărea, deci este niște cadre pentru teatru. Eu așa am numit, teatru audio. Adică va fi audio, dar în loc să fie imagine simplă, vor fi și puțin video, câteva video. Dar mai multe o să vedeți la finalul acelui proiect, la finalul acelui proiect pe care acum îl fac. De aceea vreau să vă spun că în curând va apărea o piesă nouă de teatru scrisă și făcută din 2017, dar am de gând să o fac acum, să o îmbunătățesc printre niște cadre mai speciale. Mai multe o să vedeți în curând, în care am să și vă spun când va apărea într-un nou episod de vlog, la care am să vă dau premiera clipului. Dar mai multe o să vedeți puțin mai târziu. Eu sunt Ghichi Merco, pe data viitoare vă pup!